Pensia anticipată nu va putea fi cumulată cu salariul nici măcar cu unul din privat. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat o ordonanță în acest sens. Ministrul Finanțelor Dan Vâlceanu a explicat faptul că dacă o persoană a ieșit anticipat la pensie, înseamnă că nu mai poate lucra deloc. Noi n-am fost de acord cu această propunere și ca urmare am făcut observații. În ordonanța adoptată astăzi s-a scos, din ordonanța adoptată astăzi s-a scos această prevedere. Deci nu se poate cumula pensia anticipată sau anticipată parțial cu salariu. Pentru că impactul bugetar ar fi extraordinar de mare. Cât de mare? Foarte mare. Tocmai din acest motiv n-am fost de acord cu această propunere. Pensia la limită de vârstă, bineînțeles că poți lucra după aceea dacă ești la limită de vârstă, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată, nu, în acest moment nu se poate cumula cu salariul. Totodată, în Parlament există un proiect care interzice cumulul pensiei pentru limită de vârstă cu salariul de la stat, dar permite cumulul pensiei cu salariul de la privat.